Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Marți va avea loc o ședință a Consiliului Județean în care aleșii Iașului vor supune dezbaterii mai multe proiecte de hotărâri. Câteva dintre ele chiar interesante. Despre aceste proiecte vom sta de vorba astăzi cu domnul Alina Ivonoaie, consilier județean din partea Partidului Mișcarea Populară. Bună ziua, domnul consilier, bine ați revenit în platoul. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, bine v-am regăsit. Prima întrebare, de ce la Pașcan, ședința Consiliului Județean? Este o alegere pe care a făcut-o președintele Consiliului Județean dacă aș fi înțeles uh, să mergem la Pașcani, dacă pe ordinea de zi exista și un proiect al comunității respective. Dar în situația în care nu, uh, nu există un proiect, sper că e vorba doar de o deplasare așa de Bun, dar nu a prezentat o motivație, domnule. Hai să mergem, să facem ședințele consilii de toate. Personal când am făcut uh, eu și colegii mei când am făcut uh, ședința la Hadâmbu, luna trecută, am ridicat problema, colegul meu, Marian Ouscatu, a ridicat problema să ne oprim la podul la următoarea ședință. După cum bine știți, există un subiect extrem de delicat, desființarea smordului. Exact, Ce -o de la de la, podui, la podui, luaia podui, luaia. S Adică acolo chiar s-ar fi uh, impus, impus a, o ședință în care să putem discuta și să găsim soluțiile. Soluții care, de altfel, dați în voie uh, să fac o mică mențiune, tot grupul PMP le-a propus prin înființarea unde, unei asociații, după un model preluat din țară, unde în alte județe funcționează foarte bine, pentru că uh, Onor Consiliul Județean nu avea posibilitatea finanțării da. acestui serviciu. Da. Da? El trebuia finanțat de la bugetul local al Comunei Poduiloaie, inclusiv comunele adiacente. Având în vedere faptul că aceste comune se plâng de o lipsă a uh, resursei financiare, cum de altfel și orașul Poduiloaie la fel uh, e în aceeași situație, PMPO a propus înființarea unei asociații pentru că Instituția Consiliului și Consiliul Județean ar fi putut acorda o, o, o sumă importantă, o, o finanțare acestei asociații. În cadrul asociației pot veni membri și orașul Poduiloaie și celelalte comune adiacente, unde pot contribui cu sume atât cât își pot permite, și finalitatea să fie menținerea, menținerea acelui... acestui serviciu. Bun. Asta ne-am dorit noi, PMPU, să ne oprim la Podiloaie, nu la Pașcani. La Pașcani, cu mare drag, repet ce am spus și la început emisiunii, mergem în condițiile în care sunt proiecte pe ordinea de zi care privesc direct comunitatea. În rest, să mergem într-o deplasare, într-o ședință care să se <sus> să, să finalizeze cu o cupă de șampanie, ca am punctat și la Pașcani personal consider că Da, nu. bune, e posibil ca deplasarea asta la Pașcani să fie pentru ca cei din Pașcani să cunoască. Domnule, uite, ăștia sunt consilierii județeni, pe ăștia ați votat la... M-aș mira degele... să, fie invitat, <coughs> să fie invitat publicul din Pașcani. Ședința că este ședință deschisă. Ședința este publică, de e în sala de ședințe. Dacă am fi avut o ședință, eu știu, în cadrul uh, căminului acolo, cultural, unde să nu știi că ai participare de câteva sute de persoane, da, să interacționezi cu oamenii din Pașcani Să afli de fapt și de drept Realmente care sunt probleme. Atunci aș fi fost într totul de acord Bun, haideți să discutăm pentru că Unul dintre proiectele de hotărâre Consiliul uh, Județean Vizează și Pașcani De ce? Să presupun oameni din Pașcani Care vor să călătorească cu avion Nou Consiliu de Administrație La uh, da. Aeroportul Internațional Iași Domnule vreau să vă întreb un lucru. Sunt acolo administratori neexecutivi, unul de la autoritatea tutelară și încă vreo șase din afara autorității tutelare. Au fost anumite criterii care s-au impus pentru cei care și-au depus dosarele de parte. În primul și în primul rând. Putea să participe oricine la, această, da. la ocuparea acestui, acestei bine poziții? Bineînțeles că putea să participe orice persoană care întrunea condițiile conform ordonanței 109. Lucrurile erau foarte simple. Participarea a fost destul de, n-aș putea spune chiar foarte mare, limitată. Dar... Păi vreo 20, dacă nu mă înșel de persoane, s-au înscris. Da. Aproximativ pentru alte, ambele... Pentru ambele, da. Deci un administrator neexecutiv din partea autorității tutelare și șase, dacă nu mă înșel eu, din afara autorității tutelare. Da. Da, a... da într-adevăr, au fost înscris și au existat un criterii stabilite de uh, Consiliul Județean în baza chiar a unei hotărâri date în Consiliul Județean, în plenul Consiliului Județean, etapele conform ordonanței, iar finalitatea o știe toată lumea. O singură persoană s-a calificat pentru administrator un executiv din partea autorității tutelare. Fostul da. un director, unul din foștii directori ai aeroportului. Da, 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 da din Era una din dintre drum, condiții da. mai deosebite acolo? A, da, partea exista o, o condiție să aibă o, o experiență, de un, așa ține o minte, de minim 5 ani în domeniul respectiv Și păi băieți că a fost singurul care a îndeplinit condiția Sau a fost singurul care s-a calificat în baza interviului pe care l-a parcurs hmm. A comisiei pe care a stabilit-o președintele Consiliului Județean Sunt convins că sunt și angajați a Aeroportului Internațional Iași De fapt, acum nu cum ar trebui să-i spunem? Aeroportul internațional, recile Ferdinand sau. Nu, încă nu, nu pentru încă nu. că orice propunere pe care o face grupul PMP și orice proiect pe care îl depune sunt așezate într-un sertar mai special de către președintele Consiliului Județean și, eventual, din 6 în șase luni este scos la lumină. Bun. Pentru că, pe lângă proiectul care ați adus în discuție, propunerea noastră. De a, în virtuta centenarului pe care îl vom sărbători, a fost o idee care, la rândul ei, să provoace o anumită dezbatere și să găsim o denumire nouă a aeroportului, o rebranduire. Pe de-o parte, pe de altă parte, revin la ceea ce am discutat înainte. Mi se pare mult mai urgent să acorzi atenție Serviciului Medical de Urgență de la Podilă. Da, da. da. Bun, nu, și nu, iarăși uh, acest tot aici acest aici, acest proiect aici, nici da. nu nici nu a fost adus pentru că astăzi am avut uh, comisiile uh, pentru uh, ședința ordinară de plen să de, să de la Pașcani Astăzi luni. Pentru astăzi că luni. E posibil ca unii da. să ne urmărească și nu a fost adus în, nici măcar pe ordinea de zi, nici măcar în discuție. În condițiile în care liderul consilierilor județeni, domnul Cristian Stanciu, liderul, liderul, grupului PSD, grupului PSD, la ședința de la Hadâmbu, lăuda inițiativa unui coleg de la ALDE care a propus un proiect și menționa cu subiect și predicat cum dumnealor promovează inițiativele consilierilor județieni și bla, bla și blu, blu. Să știți că hey. nu, uit, nu uit ceea ce a spus că uh, proiectele inițiate de PMP sunt într-un sertar special. Am să mă duc și am să văd cum este păi, atâta timp biroul cât, precedentelui, dacă are mai multe sertare. Are unul pentru PSD, alde, unul pentru PNL, unul pentru PMP. Păi atâta timp cât toate inițiativele și uh, încă de la începutul mandatului uh, grupul PMP a depus foarte multe inițiative ele nu se regăsesc. Cu toate că legislația prevede foarte clar, indiferent de jocurile politice, inițiativa unui consilier trebuie să ajungă pe ordinea de zi în dezbatere. Că ea trece sau nu trece, asta e al subiect. Stați-o ce s-a terminat legislatura? Păi nu. A spune da. acolo legea când trebuie să apară, după ce perioadă de nu, timp de la depunere? Atenție, sunt prevăzute în regulamentele de organizare și funcționare a Consiliului Județean. Poate să Inițiativele, doamne, mandatul ăsta. Da, Bun, sau... haideți să trecem la câteva, uh, la câteva proiecte, pentru că acum stăteam și mă gândeam, nu prea sunt proiecte care um, să prezinte un interes deosebit pentru ei Și aș vrea să discutăm despre lipsa proiectelor. În primul și în primul rând, nu am văzut pe ordinea de zi nimic legat de master plan. S-a încheiat, s-a trecut la sertarul ăla de jos, lăsăm mai încolo pentru la anul că s-a schimbat vremea? Păi... Așa, după cum bine știți, și în toate emisiunile la care am participat, inițiativa noastră a fost de a promova finanțarea masterplanului în totalitate, nu o prioritizare, Bun. cu ghilimele de rigoare, a unor drumuri județene, discriminând, să zic așa, alte comunități. Nu de mult acum șase luni de zile, dar chiar și la ședința din luna iulie, veți regăsi în procesul verbal a ședinței, personal l-am interpelat pe președinte referitor la creditul pe care l-am mandatat să-l discute. Mai nou în ultima perioadă, în ultimele zile, s-a readus pe agenda de zi această discuție referitoare la credite și deja constat că anumite puncte de vedere care le avea cândva PSD-ul atunci când am votat, acum sunt în totalitate schimbate. Atunci se recomanda doar o singură bancă, care are comisioanele cele mai mici și nu știu ce, doamne iartă-mă, condiții, sau... facilități și nu are rost să discutăm cu celelalte bănci, acum, culmea, trebuie să discutăm cu toate Măi, celelalte stai, stai, bănci. Stai, 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 puțin. Eu țin minte că președintele Consiliului Județean a zis, domnule, gata, mă împuterniciți pe mine, eu mă duc și negociez cu banca. Da. Ce s-a avenit venit cumva la una din ședințele din ultima perioadă să că domnule, uite, eu în nu. perioada asta, asta am făcut. M-am întâlnit cu X și am discutat și a zis că, bă, nu vă dau. Nu. Nu. nu, au fost niște discuții colaterale, ba mai mult am stabilit și o comisie de negociere în care grupul Partidului Mișcarea Populară are reprezentant S-a întâlnit Re... comisia respectivă? S-a întâlnit o, o singură dată unde s-a stabilit întrunirea O comisie în care să se întâlnească bun. fără ca... să parcurgă bun. niciun deci, alt fel de etapă să, să înțeleagă și telespectatorii noștri Președintele Consiliului Județean a fost puternic de către Consiliul Județean Corect. să poată negocieri cu o bancă Pentru a lua obține, un un trimân, credit. obține un credit astfel încât să înceapă masterplan Să înceapă, n odată, asfaltarea drumurilor de reabilitarea drumurilor județene, drumurilor județene Și în special a celor care piatră și pământ Corect Suntem în 2017, la Spre sfârșitul lunii septembrie Bun, au spus meteorologii că și octombrie va fi frumos Hmm. Dar nu ne ajută cu nimic, pentru că eu am înțeles că nu sunt nici măcar studiile de fezabilitate nu, făcute. Nu, nu, studiile, studiile de sunt. fezabilitate sunt Ele proiectarea au fost și corectate. Lor? Au fost corectate în decembrie anul trecut, au, au fost chiar pe ordinea de zi toate studiile de fezabilitate. S-a -a a trecut la fi proiectarea a lucrărilor? Din punctul meu de vedere, n-aș putea să vă dau un răspuns, pentru că nimeni nu mai vorbește nimic, dar chiar dacă ar exista această proiectare. Uh, dumneavoastră spuneați mai devreme de, vre de timpul uh, vremea favorabilă care -a ne a terminat. putea permit. Păi dar noi nu, uh, nici n-am început procedurile. Deci, domnule, mai Haideți, în mai 2016 a fost ales noul Consiliu Județean. Da, iunie. Da. Iunie. A trecut un an și da. jumătate. Va da. mai trece foarte simplu jumătate de an pentru că Domnule, stați să vedeți, sărbători vine acum, vine acum sărbătorile iașului, după care vin sărbătorile de iarnă, după care vine, nu mai știu ce, 8 martie și ne trezim la anul, nu? Fără drumul proiectat. Spuneți-mi și mie, a încercat opoziția. Partidul Mișcarea Populară, PNL, PNL-ul, să interpeleze președintele Consiliului Județean? Da. Mergem în continuare pe drumuri de B pământ? Bineînțeles, cel puțin din punct de vedere, eu vorbesc din punctul de vedere al Partidului Mișcarea Populară. Nu există ședință unde să nu existe intervenție a Consiliului Și care e răspunsul prin... președintelui Consiliului Județean? Răspunsurile sunt extrem de evazive. Ba mai mult, chiar am rămas surprins zilele trecute, citind o informație cum că nici măcar sumele alocate pentru... Plombări, reparații, nu se vor consuma anul acesta, din diverse motive. Unul dintre motive este și perindarea directorilor, cred, din punctul nostru de, de vedere. La Direcția, județeană, direcția de județeană? Ceea ce a arătat un management extrem de defectuos. Yeah. Pentru că, în situația în care tu nu reușești să consumi suma bugetată, suma alocată, riști, teoretic, și o practică și la nivel național Ca în anii următori Să în anii se reducă, următori, să se reducă pentru că... Și dacă tot am ajuns aici deci, Pentru drumurile județene anul acesta Ia-și Hadâmbu, ia-și Cam gata Știți cum vorbim e de 2 de km de nu, nu. drum la Hadâmbu De 1053 de... de km Vorbim de vreo nu. Deci, nu. 1 la 1000 dar vreau să. Vă nici comunitatea totuși. respectivă nu știu cât de satisfăcută e când îi faci un segment de drum de 2 km, ba mai mult mi s-a părut de extrem de hilar ca să nu numesc altfel, să mergi la tăierea panglicii unui segment de drum de 2 km și în continuarea lui un kilometru de drum de pământ. Da, bună. Haideți să vă mai întreb un lucru pentru că timpul zboară foarte, foarte repede. N-am văzut nicăieri, nici în ordinea de mâine, pentru ședința de mâine despre o planificare pentru sezonul rece. Într-adevăr, Institutul Național de Meteorologie a zis că va fi o toamnă lungă, dar în decembrie ger și vântoasă. N-am auzit de vreo propunere, domnule, direcția ștețeană, drumuri și poduri, s-a și pregătit pentru sezonul rece, trebuie să primească aprobare pentru să-și cumpere nisip, sare... Cu certitudine. Deci în fiecare trebuie să vină la Consiliul Județean, nu? vine bă, și chiar există Peste un în proiect... Păi, eu sper să... Dacă nici în octombrie ce facem? Ne ia nu. iarna pe nepregătite? Știți cum, acum n-aș vrea să pun caruna înaintea taboilor. Eu sper că în octombrie lucrurile astea să fie rezolvate. Să nu ne trezim sub aceeași sintagmă am fost luați prin surprindere. Ah, da, doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi o ședință a Consiliului Județean cu excepția aprobării membrilor din Consiliul de Administrație și corectificare bugetară care se referă la acoperirea unor cheltuieli legate de salarizările instituțiilor aflate în subordine, marile probleme ale județului Iași văd că sunt trecute undeva în sertarul de jos, cum a spus și domnul consilier, de către nu numai de către președintele Consiliului Județean, ci de către întreg grupul PSD-alde. Până data viitoare, cele bune! La revedere!